Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Cerezi, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindena ei și pe toate le plinești, vistierul bunătăților, Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă toate neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu-i aduce pe noi ispită, că Te este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Catisma 11, Psalmul 77. Luați aminte, poporul meu, la legea mea. Plecați urechile voastre spre graiurile gurii mele. Deschide voi în pildă gura mea, spune voi cele ce au fost dintr-un început, câte am auzit și am cunoscut și câte părinții noștri ne-au învățat. Nu s-au ascuns de la fiii lor din neam în neam, vestind laudele Domnului și puterile Lui și minunile pe care le-a făcut. Și-a ridicat mărturie în Iacov și legea pusă în Israel. Că te-a poruncit părinților noștri ca să le arate pe ele fiilor lor, ca să le cunoască neamul ce va să vină, fiii ce se vor naște și se vor ridica și le vor vesti fiilor lor, ca să-și pună în Dumnezeu nădejdea lor și să nu uite binefacerile lui Dumnezeu și poruncile Lui să le țină, ca să nu fie ca părinții lor, neam îndărărnic și răzvrătit, neam care nu și-a îndreptat inima sa și nu și-a încredințat lui Dumnezeu Duhul Său. Fiii lui Efraim, arcași în armați, întors sau spatele în zi de război. N-au păzit legământul lui Dumnezeu și în legea Lui n-au vrut să umble. Și-a uitat facerile Lui de bine și minunile Lui pe care le-a arătat lor. Minunile pe care le-a făcut înaintea părinților lor în pământul Egiptului, în câmpia Ataneos. Despicata marea și i-a trecut pe ei, stătutau apele ca un zid, povățuitu-i-a pe ei cu nor ziua și toată noaptea cu lumină de foc. Despicata piatră în pustie și i-a adăpat pe ei cu bogăție de apă. Scosă apă din piatră și au curs apele ca niște râuri. Dar ei încă au greșit înaintea lui, amărât-au pe cel prea înalt în loc fără de apă. Și-au ispitit pe Dumnezeu în inimile lor, cerând mâncare sufletelor lor. Și-au grăit împotriva lui Dumnezeu și au zis, va putea oare Dumnezeu să gătească masă în pustiu? Pentru că a lovit piatră și a curs ape și pârraie s-au umplut de apă. Oare va putea da și pâine sau va putea întinde masă poporului său? Pentru aceasta a auzit Domnul și s-a mâniat și foc s-a aprins peste Iacov și mânie s-a suit peste Israel. Că n-au crezut în Dumnezeu și nici n-au nădăjduit în izbăvirea Lui. Și a poruncit norilor de deasupra și ușile cerului le-a deschis. Și a plouat peste ei mană de mâncare și pâine cerească le-a dat lor. Pâine îngerească a mâncat omul, bucate le-a trimis lor din destul. Poruncit a el din cer vânt dinspre răsărit și a adus cu puterea lui vânt dinspre miază zi. Și a plouat peste ei ca pulberea cărnuri și ca nisipul mării păsări zburătoare. Și au căzut în mijlocul taberei lor, împrejurul cortului lor. Și au mâncat și s-au săturat foarte și pofta lor și-au împlinit-o. Nimic nu le lipsea din cele ce pofteau și mâncarea le era încă în gura lor, când mânia lui Dumnezeu s-a ridicat peste ei și a ucis pe cei sătui ai lor și pe cei aleși al lui Israel i-a doborât. Cu toate acestea încă au mai păcătuit și n-au crezut în minunile lui și s-au stins în deșertăciune zilele lor și anii lor de grabă. Când îi ucidea pe ei, îl căuta și se întorceau și reveneau la Dumnezeu și și-au adus aminte că Dumnezeu este ajutorul lor și Dumnezeul cel preanalt este izbăvitorul lor. Dar l-au înșelat pe el cu gura lor și cu limba lor l-au mințit, în inima lor n-au fost drepți cu el, nici n-au crezut în legământul lui. Iar el este îndurător, va curăți păcatele și nu-i va nimici, își va întoarce de multe ori mânia lui și nu va aprinde toată urgia lui. Și-a adus aminte că trup sunt ei suflare ce trece și nu se mai întoarce. De câte ori l-au omorât în pustiu, l-au mâniat în pământ fără de apă.
Și s-au întors și au ispitit pe Dumnezeu și pe Sfântul Israel l-au întărâtat. Nu și-au adus aminte de brațul lui de ziua în care i-a izbăvit pe ei din mâna supritorului, că a făcut în Egipt semnele lui și minunile lui în câmpia Taneos. El a prefăcut în sânge râurile lor și apele lor ca să nu bea. El a trimis asupra lor tăuni și i-a mâncat pe ei, broaște și i-a prăpădit pe ei. Data stricăciunii rodul lor și osănelele lor lăcustelor, bătuta cu grindină via lor și duzii lor cu piatră, data grindinii dobitoacele lor și averea lor focului, trimisa asupra lor urgia mâniei lui, mânie, urgie și necaz trimisa prin îngeri nimicitori, făcuta cale mâniei lui, n-a cruțat de moarte sufletele lor și dobitoacele lor morții le-a dat, lovita pe toți cei întâi născuți din Egipt, pârga osănelilor lor în locașul lui Ham, ridicata ca pe niște oi pe poporul său și i-a dus pe ei ca pe o turmă în pustiu, povățuitu i-a pe ei cu nădejde și nu s-au înfricoșat și pe vrăjmașii lor i-a acoperit marea. Dusu i-a pe ei la hotarul sfințeniei lui muntele pe care l-a dobândit dreapta lui, izgonita dinaintea lor neamuri și le-a dat lor prin sorți pământul de moștenire și a așezat în corturile lor semințiile lui Israel. Dar ei au ispitit și au omorât pe Dumnezeu cel prea înalt și poruncile lui nu le-au spăzit. Și s-au întors și au călcat legământul ca și părinții lor, întorsul sau ca un arc strâmb. Și l-au mâniat pe el cu înălțimile lor și cu idolii lor l-au întristat pe el. A auzit a Dumnezeu și s-a mâniat și a urgisit foarte pe Israel. A lepădat cortul său din Șilo, locașul lui în care el a locuit printre oameni. Și a robit tăria lor și frumusețea lor a dat-o în mâinile vrăjmașului. Și-a dat sabiei pe poporul său și pe demoștenire lui, n-a ținut seama, că pe tinerii lor i-a mistuit focul și fecioarele lor n-au fost înconjurate cu cinste. Preoții lor de sabie au căzut și văduvele lor nu vor plânge. Și s-a deșteptat Domnul ca cel ce doarme, ca un viteaz amețit de vin. Și-a lovit din spate pe vrăjmașii săi, o cară veșnică le-a dat lor. Și-a lepădat cortul lui Iosif și seminția lui Efraim n-a ales-o. Și-a ales seminția lui Iuda, muntele Sionului pe care l-a iubit. Și-a zidit locașul său cel sfânt ca înălțimea cerului, pe pământ l-a întemeiat pe el în veac. Și-a ales pe David robul său și l-a luat pe el de la turmele oilor. De lângă oile ce nasc l-a luat pe el ca să pască pe Iacov poporul său și pe Israel moștenirea sa. Și i-a păscut pe ei într-o nerăutate a inimii lui, într-o pricepere a mâinii lui i-a povățuit pe ei. Psalmul 78. Dumnezeule, încheia neamurile în moștenirea ta, pângărit au locașul tău cel sfânt, făcut au din Ierusalim ruină, pus au cadavrele robilor tăi, mâncare păsărilor cerului, trupurile celor cuvioși ai tăi, fiarelor pământului. Vărsat au sângele lor ca apa în prejurul Ierusalimului și nu era cine să-i îngroape. Făcut un neam ocară vecinilor noștri, bat jocură și râs celor din prejurul nostru. Până când, Doamne, te vei mânia până în sfârșit? Până când se va aprinde ca focul mânia ta? Varsă mânia ta peste neamurile care nu te cunosc și peste împărățiile care n-au chemat numele tău. Că au mâncat pe Iacov și în locul lui l-au pustiit. Să nu pomenești fără de legile noastre cele de demult. De grabă să ne întâmpine pe noi îndurările tale că am sărăcit foarte. Ajută-ne nouă, Dumnezeule, Mântuitorul nostru. Pentru slava numelui Tău, Doamne, izbăvește-ne pe noi și curățește păcatele noastre pentru numele Tău. Ca nu cumva să zică neamurile, unde este Dumnezeul lor, să se cunoască între neamuri înaintea ochilor noștri, răzbunarea sângelui vărsat al robilor Tăi, să intre înaintea Ta suspinul celor ferecați. După mărăția brațului Tău, păzește pe fiii celor omorâți, răsplătește vecinilor noștri de 7 ori în sânul lor ocara lor cu care te-au ocărât pe tine, Doamne. Iar noi, poporul tău și oile pășunii tale, mărturisine vom ție în veac, din neam în neam vom vesti lauda ta. Psalmul 79. Cel ce pași pe Israel, ia aminte. Cel ce păvătuiești ca pe o oaie pe Iosif, cel ce șezi pe Heruvim, arată-te înaintea lui Efraim și Veniamin și Manase. Deșteaptă puterea ta și vino să ne mântuiești pe noi. Dumnezeule, întoarce-ne pe noi și arată fața ta și vom vedea și ne vom mântui.
Doamne Dumnezeul puterilor, până când te vei mânghia de ruga robilor tăi? Până când te vei mânia de ruga robilor tăi? Nu vei hrăni pe noi, ne vei hrăni pe noi cu pâine de lacrimi și ne vei adăpa cu lacrimi peste măsură? Pus una în ceartă cu vecinii noștri și vrăjmașii noștri ne-au bagiocorit pe noi, Doamne Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi și arată fața ta și ne vom mântui. Via din Egipt, ai mutat-o, izgonit ai neamuri și ai răsădit-o pe ea. Calea ai făcut înaintea ei și ai răsădit rădăcinile ei și s-a umplut pământul. Umbra ei și mlădițele ei au acoperit cedrii lui Dumnezeu. Întinsa vițele ei până la mare și până la râu, lăstarele ei. Pentru ce? Hai dărma garul ei și o culeg pe ea toți cei ce trec pe cale. A stricat-o pe ea mistrețul din pădure și porcul sălbatic a păscut-o pe ea. Dumnezeul puterilor, întoarce-te dar, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta și desăvârșește și o desăvârșește pe ea pe care a sădit-o dreapta ta și pe fiul omului pe care l-ai întărit ție. Arsa a fost în foc și smulsă, dar de cercetarea feței tale ei vor pieri. Să fie mâna ta peste brațul dreptei tale și peste fiul omului pe care l-ai întărit ție și nu ne vom depărta de tine. Ne vei da viață și numele tău vom chema. Doamne Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi și arată fața ta și ne vom mântui. Psalm 80. Rejoice in God our helper. Rejoice greatly in the living God. Take up a psalm and sound a timbre, a pleasant psaltery with a harp. Sound a trumpet in the new moon on this honorable day of our feast. For this is an ordinance for Israel and a judgment by the God of Jacob. He made it a testimony in Joseph when he went out from the land of Egypt. He heard a tongue he knew not. He removed his back from forced labors. His hand served in the basket. You called upon me in affliction, and I delivered you. I heard you in the secret place of the storm. I tested you at the water of rebellion. Listen, O my people, for I testify to you. Listen, O Israel, if you hear me, there shall be no new God among you, nor shall you worship an alien god. I am the Lord your God, who brought you up from the land of Egypt. Open wide your mouth, and I will fill it. But my people did not hear my voice, and Israel would pay no attention to me. And I sent them away because of the desires in their hearts. They shall walk in their ways of living. If my people had heard me, if Israel had walked in my ways, I would have humbled their enemies quickly, and I would have laid my hands on those oppressing them. The Lord's enemies lied to him, and their time shall be forever. He fed them with the finest of wheat and satisfied them with honey from the rock. Psalmul 81. Dumnezeu a stat în dumnezeiască adunare și în mijlocul dumnezeilor va judeca. Până când veți judeca cu nedreptate și la fețele păcătoșilor veți căuta? Judecați drept pe orfan și pe sărac și faceți dreptate celui smerit, celui sărman. Mântuiți pe cel sărman și pe cel sărac, din mâna păcătosului zbăviți-i, dar ei n-au cunoscut, nici n-au priceput, ci în întuneric umblă. Stricase vor toate rânduielile pământului. Eu am zis, Dumnezei sunteți și toți fii ai celui preanalt, dar voi ca niște oameni muriți și ca unul din căpetenii cădeți. Scoală-te, Dumnezeule, judecă pământul, că toate neamurile sunt ale tale. Psalmul 82. Dumnezeule, cine se va asemăna ție? Să nu taci, nici să te liniștești, Dumnezeule, că iată vrăjmașii tăi s-au întărit și cei ce te urăsc au ridicat capul. Împotriva poporului tău au lucrat cu vicleșug și s-au sfătuit împotriva sfinților tăi. Zisau, veniți să-i prindem pe ei dintre neamuri, să nu se mai pomenească numele lui Israel, că s-au sfătuit într-un gând împotriva lui, împotriva ta legământ au făcut.
locașurile idumeilor și izmaelitenilor, Moabul și Agarenii, Gheval și Amon, Amalic și cei de alt neam, cu cei ce locuiesc în Tir, ca și Azur a venit împreună cu ei, ajutat au fiilor lui Lot, fă-le lor ca lui Madian și lui Sisara, ca și lui Iavin, la râul Chișon, pierit în Endor, făcutul sau ca gunoiul pe pământ. Pune pe căpetenile lor ca pe Oriv și Zev și Zevel și Salmana, pe toate căpetenile lor care au zis, să moștenim noi jertfelnicului Dumnezeu. Dumnezeul meu, pune-i pe ei ca o roată, ca treistea în fața vântului, ca focul care arde pădurea, ca văpaia care arde munții, așa alungă-i pe ei în viforul tău și în urgia ta. Umple fețele lor de ocară și vor căuta fața ta, Doamne, să se rușineze și să se tulbure în veacul veacului și să fie înfruntat și să piară. Și să cunoască ei că numele tău este Domnul, tu singur ești cel prea înalt peste tot pământul. Psalmul 83. Cât de iubite sunt locașele tale, Doamne, al puterilor. Dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casa și turtureaua cuib, unde își va pune puii săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine. Doamne, suișul în inima s-a apus, în valea plângerii, în locul care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob. Apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului tău, că mai bună este o zi în curțile tale decât mii. Ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai bine decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul, Dumnezeu har și slavă va da. Dumnezeu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește într-o tine. Psalmul 84. Bine voi, Doamne, pământului tău, întors ai robimea lui Iacov. Iertat ai fără de legile poporului tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potolit ai toată mânia ta, întorsu-te ai de către iuțimea mâniei tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi? Sau vei întinde mânia ta din neam în neam? Dumnezeule, tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul tău se va veseli de tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta, dă-ne nouă. Auzi voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este de cei care se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Și pentru ca să ne învrednicim noi, asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. Zisa Domnul către ucenicii săi, adevărat vă spun vouă că nu va trece neamul acesta până când nu vor fi toate acestea. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Iar de ziua și de ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl meu singur. Cum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și la venirea Fiului Omului.
căci precum erau în zilele cele dinainte de potop, când oamenii mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la învenirea Fiului Omului. Atunci, din doi care vor fi în câmp, unul se va lua și altul se va lăsa. Din două care vor măcina la moară, una se va lua și alta se va lăsa. Deci privegheați, căci nu știți în care zi vine Domnul nostru. Însă să știți aceasta, că dacă ar ști stăpânul casei în care ceas din noapte va veni furul, ar priveghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Pentru aceasta și voi fiți gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Psalmul 85. Pleacă, Doamne, urechea ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește în tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către tine și m-ai auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău, că mare ești tu, cel ce faci minuni. Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea ta și voi merge într-o adevărul tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele tău în veac, că mare este mila ta spre mine și a izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tari a căutat sufletul meu și nu te-au pus pe tine înaintea lor. Dar tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește, dă tăria ta slugii tale și mintuiește pe fiul slugiței tale. Fă cu mine semn spre bine, ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Psalmul 86. Temelia Sionului pe munții cei sfinți, Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate lăcașurile lui Iacov. Lucruri mărite s-au grăit despre tine, cetatea lui Dumnezeu. Îmi voi aduce aminte de Raav și de Babilon, între cei ce mă cunosc pe mine, și iată cei de al neam și Tirul și poporul etiopienilor, aceștia acolo s-au născut. Mamă, va zice Sionului, omul și om s-a născut în el și însuși cel preanalt l-a întemeiat pe el. Domnul va povesti în cartea popoarelor și căpetenile acestora ce s-au născut în el, că în tine este locașul tuturor celor ce se veselesc. Psalmul 87. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea. Pleacă urechea ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se pogoară în groapă. Ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobă. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărătat mânia ta și toate varurile tale le-ai adus spre mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște în întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina.
pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața ta de la mine. Sărac sunt eu și în osteneli, vin din rețele mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am smâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din ticăloșia mea. Psalmul 88. Milele tale, Doamne, în veac le voi cânta. Din neam în neam voi vesti adevărul tău cu gura mea. Că ai zis, în veac mila ta se va zidi, în ceruri se va întări adevărul tău. Făcut am legământ cu aleșii mei, jurat m-am lui David, robul meu. Până în veac voi întări seminția ta și voi zidi din neam în neam scaunul tău. Lăuda vor cerurile minunile tale, Doamne, și adevărul tău în adunarea sfinților. Că cine va fi asemenea Domnului în nori și cine se va asemăna cu Domnul între fiii lui Dumnezeu? Dumnezeul cel preamărit în sfatul sfinților mare și înfricășător este peste cei din prejurul lui. Doamne, Dumnezeul puterilor, cine este asemenea ție? Tare ești, Doamne, și adevărul tău împrejurul tău. Tu stăpânești puterea mării și mișcarea valurilor ei, tu o potolești. Tu ai zmerit ca pe un rănit pe cel mândru, cu brațul puterii tale ai risipit pe vrăjmașii tăi. Ale tale sunt cerurile și al tău este pământul. Lumea și plinirea ei, tu le-ai întemeiat. Miază noapte și miază zi, tu ai zidit. Taborul și Ermonul în numele tău se vor bucura. Brațul tău este cu putere. Să se întărească mâna ta, să se înalțe dreapta ta. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău. Mila și adevărul vor merge înaintea feței tale. Fericit este poporul care cunoaște strigăt de bucurie. Doamne, în lumina feței tale vor merge și numele tău se vor bucura toată ziua și într-o dreptatea ta se vor înălța. Că lauda puterilor lor tu ești și într-o bună vremea ta se va înălța puterea noastră. Că al Domnului este sprijinul și al Sfântului lui Israel, împăratul nostru. Atunci ai grăit în vedenii cuvioșilor tăi și ai zis, dat am ajutor celui puternic, înălțat am pe cel ales din poporul meu, aflat am pe David, robul meu, cu îndelemnul cel sfânt al meu l-am uns pe el. Pentru că mâna mea îl va ajuta și brațul meu îl va întări. Niciun vrăjmaș nu va izbuti împotriva lui și fiul fără de lege nu-i va mai face rău. Și voi tăia pe vrăjmașii săi de la fața lui și pe cei ce le urăsc pe el îi voi înfrânge. Și adevărul meu și mila mea cu el vor fi și numele meu se va înălța puterea lui. Și voi pune peste mare mâna lui și peste râuri dreapta lui. Aceasta mă va chema, Tatăl meu ești tu, Dumnezeul meu și sprijinitorul mântuirii mele. Și îl voi face pe el întâi născut mai înalt decât împărații pământului. În veac îi voi păstra mila mea și legământul meu credincios îi va fi. Și voi pune în veacul veacului seminția lui și scaunul lui ca zilele cerului. De vor părăsi fiii lui legea mea și după rânduielile mele nu vor umbla. De vor nesocoti dreptățile mele și poruncile mele nu vor păzi. Certa voi cu toiag fără de legile lor și cu bătăi păcatele lor. Iar mila mea nu o voi depărta de la el, nici nu voi face strâmbătate într-o adevărul meu. Nici nu voi rupe legământul meu și cele ce ies din buzele mele nu le voi schimba. Odată m-am jurat pe sfințenia mea, oare voi minți pe David? Seminția lui în veac va rămâne. Și scaunul lui ca soarele înaintea mea și ca luna întocmită în veac și martor credincios în cer. Dar tu ai lepădat, ai defăimat și ai aruncat pe unsul tău. Stricat ai legământul robului tău, batjocorit ai pe pământ sfințenia lui. Doborât ai toate gardurile lui, făcut ai întăriturile lui ruină. Jefuitul au pe el toți cei ce treceau pe cale, ajuns sau cară vecinilor săi. Înălțat ai dreapta vrăjmașilor lui, veselit ai pe toți dușmanii lui, luat ai puterea sabiei lui și nu le-a ajutat în vreme de război.
nimicit ai curățenia lui și scaunul lui la pământ l-ai doborât. Micșorat ai zilele vieții lui, umplutul ai de rușine. Până când, Doamne, te vei întoarce? Până când se va aprinde ca focul mânia ta? Adu-ți aminte de mine, oare în deșert ai zidit pe toți fiii oamenilor? Cine este omul ca să trăiască și să nu vadă moartea și să-și izbăvească sufletul său din mâna iadului? Unde sunt milele tale cele de demult, Doamne, pe care le-ai jurat lui David într-o adevărul tău? Adu-ți aminte, Doamne, de ocara robilor tăi pe care o port în sânul meu de la multe neamuri. Adu-ți aminte, Doamne, de ocarea cu care m-au ocărât vrăjmașii tăi, cu care au ocărât pașii unsului tău. Binecuvântat este Domnul în veci. Amin. Amin. Psalm 89. O Lord, you became a refuge to us in generation and generation. Before the mountains were made, and before the earth and the world were formed, and from everlasting to everlasting humiliation. And you said, return, you sons of men, for 1,000 years in your sight are like yesterday, which passed. And like a watch in the light, years in the night. Years shall be objects of contempt to them. In the morning, let man pass by like grass. In the morning, let him blossom and pass by. For the evening, in the evening, let him fall off, be dried up and withered. For we fainted in your wrath, and in your wrath we were troubled. You set our transgressions before you. Our time is the light of your face. For all our days failed, and in your wrath we fainted. Our years were spent in thought like a spider. As for the days of our years, their span is 70 years. But if we stay strong, perhaps 80, and most of them are labor and pain, for meekness came upon us, and we shall be chastened. Who knows the power of your wrath, and who knows your anger because of your fear? So make known your right hand to us, that we may number our days, and our heart would be bound with wisdom. Return, O Lord, how long, and be entreated concerning your servants. We were filled with your mercy in the morning, and in our days we greatly rejoiced and were glad. Gladdened us in return for the days you humbled us, for the years we saw evil things, and behold your servants and your works, and guide their sons, and let the brightness of the Lord our God be upon us, and prosper for us the works of our hands. Psalmul 90. Cel ce locuiește în ajutorul celui preanalt, într-o acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui. Vă zice Domnului, sprijinitorul meu ești și scăparea mea, Dumnezeul meu voi nădăjdui spre dânsul, că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și din cuvântul tulburător. Cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile lui vei nădăjdui. Ca o armă te va înconjura adevărul lui, nu te vei teme de friga de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucru ce umblă în întuneric, de molima ce bântuie într-o amiază, că deavolul dinspre latura ta 1,000 și 10,000 de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Însă cu ochii tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea, pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe cel preanat l-ai pus scăpare ție, nu vor veni către tine rele, și bătaie nu se va apropia de locașul tău, că îngerilor săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălța, ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău. Peste aspidă și basilisc vei păși și vei călca peste leu și peste balaur. Că spre mine a nădăjduit și îl voi izbăvi pe el, zice Domnul, îl voi acoperi pe el
că a cunoscut numele meu, strigava către mine și îl voi auzi pe el. Cu dânsul sunt în ecaz și îl voi scoate pe el și îl voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi umple pe el și voi arta lui mântuirea mea. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, ramul Sfintei noastre biserici, ale Sfântului Domnitor Neagoe Basarab, a Sfântului Ioan Evanghelistul, la căror pomenire o săvârșim astăzi, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Câteva cuvinte despre Sfinții Zilei. Sfântul Neagoe Basarab a fost canonizat de Sfântul Sinod în 8-9 iulie 2008, alături de cea a Sfântului Ierarh Iachint de Vicina și a Sfântului Dionisie Exigul. Proclamarea solemnă a canonizării a avut loc la București. Sfântul Neagoe Basarab a fost domn al țării românești între anii 1512 și 1521. A fost înmormântat la grobnița domnească de la Curtea de Argeș, ctitoria sa, iar pe piatra de mormânt stă scris: a răposat robului Dumnezeu, Neagoe voievod și domn la toată țara românească și a părților dunărene, în luna lui septembrie, 15 zile, anul 7029, crugul soarelui 26, crugul lunii 15, temelia 18. A domnit 9 ani și jumătate și rog pe cei ce Dumnezeu îi va îngădui să vie după noi, să păzească adăpostul acesta mic și lăcașul oaselor mele, ca să fie nestricat. Canonicarul Gavril Protul, în viața Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, spune despre Sfântul Neagoe Basarab: ce vom spune despre lucrurile și mănăstirele pe care le-au miluit? Și în toate laturile, de la răsărit și până la apus și de la miază zi până la miază noapte, toate sfintele biserici le hrănea și cu multă milă pretutindeni da. Și nu numai creștinilor fu bun, ci și păgânilor, și fu tuturor tată milostiv, asemănându-se Domnului Ceresc, care strălucește soarele și ploaia și peste cei buni și peste cei răi, cum arată Sfânta Evanghelie. Tot din această lucrare aflăm că Neagoe l-a avut profesor și duhovnic pe Sfântul Nifon, iar fericitul Nifon îl întărea învățăturile sale. A făcut donații mănăstirilor ortodoxe din Muntele Athos, Muntele Sinai, Ierusalim, țara românească. A fost ctitor al multor biserici din țară și autorul uneia dintre cele mai vechi capodopere ale literaturii românești, Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, lucrare cu un conținut moral creștin. Tot în această zi facem pomenirea Sfintei Mucenițe Hira și a dreptului Gedeon. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În câteva minute o să începem studiul biblic. Citim în continuare Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel. Amin.
Doamne ajută din nou tuturor. Continuăm citirea Sfintei Scripturi. Ne aflăm la epistola a doua către epistola către Galateni. O singură epistolă este a Sfântului Apostol Pavel. Și am ajuns la capitolul 3. La capitolul 3 și aș dori să vă pun în fața ochilor acest capitol. Țineți minte că în capitolele 1 și 2 Sfântul Apostol Pavel a vorbit despre faptul că el este apostol al lui Hristos, problema cu care s-au confruntat apostolii și Sfântul Apostol Pavel în această comunitate a fost din nou aceea a creștinilor proveniți dintre iudei, care le cereau tuturor creștinilor și celor care au preveneau din alte neamuri să păstreze Tora sau legea Vechiului Testament. Iar Sfântul Apostol Pavel în capitolul 1 și 2 a vorbit tocmai despre faptul că atunci când el l-a descoperit pe Dumnezeu, nu și-a adus aportul cu nimic la lucrul acesta, ci mai degrabă Mântuitorul Iisus Hristos i-a făcut un dar, acela că i s-a arătat și l-a chemat la credință. Iar ca urmare, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre faptul că prin credință îl primim pe Dumnezeu în viața noastră. Să vedem ce ne spune capitolul 3. Lege sau credință? Legea și făgăduința, rob și fii. O galateni fără minte, cine va vrăji să nu dați crezare adevărului? Voi, cei ce sub ochii voștri l-ați avut ca într-o icoană pe Hristos răstignit. Dar aceasta vreau să aflu de la voi. Prin faptele legii primitați voi Duhul sau prin ascultarea credinței? Atât fără de minte sunteți. După ce ați început în Duh, isprăviți acum în trup, în zadar ați pătimit voi atâtea? Și de-ar fi doar în zadar. Sfântul Apostol Pavel le spune și le încearcă să-i convingă de faptul că atunci când ei înșiși au devenit creștini, n-au făcut-o pe baza unor legi, pe baza faptului că au păstrat niște tradiții, ci pe baza faptului că Sfântul Apostol Pavel le-a propovăduit cuvântul. Sfântul Apostol Pavel le-a vorbit despre Hristos și pe baza acestui lucru, ei l-au primit pe Hristos. Despre asta face referire Sfântul Apostol Pavel. Ne întoarcem la Sfânta Scriptură. Așadar, cel ce vă dă vouă Duhul și face minuni la voi, oare pentru faptele legii le face? Sau pentru că voi ați ascultat de chemarea credinței? Așa cum Avraam a crezut în Dumnezeu și i s-a socotit lui aceasta ca dreptate, să știți prin urmare că ei, cei născuți din credință, aceia sunt fiile lui Avraam. Iar Scriptura, prevăzând că prin credință îndreptățește Dumnezeu neamurile, mai dinainte i-a binevestit lui Avraam că întru tine se vor binecuvânta toate neamurile. Prin urmare, cei ce sunt în credință se binecuvintează împreună cu credinciosul Avraam. Căci toți cei ce sunt din faptele legii sunt sub blestem, că scris este. Blestemat este cel ce nu stăruie întru toate cele scrise în cartea legii, ca să le facă. Iar cum că prin lege nimeni nu se îndreptățește în fața lui Dumnezeu, este lucru învederat, pentru că dreptul din credință va fi viu. Legea însă nu este din credință, dar cel ce va face aceasta va fi viu prin ele. Sfântul Apostol Pavel vorbește despre faptul că urmașii lui Avraam sunt cei care cred în Iisus Hristos. El face aduce un argument foarte important pentru faptul că Avraam este considerat părintele iudeilor și al evreilor. Și Sfântul Apostol Pavel în aceste versete le spune iudeilor că de fapt fiii lui Avraam nu sunt doar cei după trup, ci sunt cei care i-au urmat lui Avraam în credință. Avraam, știți că era de 100 de ani când Dumnezeu i-a promis că îi va da un urmaș și că urmașii săi vor fi ca stelele cerului și ca nisipul mării.
nisipul de la malul mării. Iar Sfântul dreptul Avram a crezut lucrul acesta pe baza spuselor lui Dumnezeu. Deci a avut credință că Dumnezeu va îndeplini ceea ce i-a spus. Și la lucrul acesta se referă Pavel aici, și creștinii, cei care îl primesc pe Hristos, îl primesc pe baza credinței, nu la unor fapte pe care le-au făcut sau unor merite care le-au avut. Și faptul că Dumnezeu este propovăduit de Sfântul Apostol Pavel și ei îl primesc pe Hristos prin credință. Sfântul Apostol Pavel nu le-a cerut niciodată oamenilor să facă niciun fel de fapt a legii, ci doar să-L primească pe Dumnezeu în suflete, să se pocăiască de viața lor și să-I urmeze Lui. Și la lucrul acesta face referire Sfântul Apostol Pavel aici. Ne întoarcem la capitolul 3. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, devenind El blestem de dragul nostru. Pentru că scris este, blestemat este tot ce-l spânzura pe lemn. Aceasta pentru ca binecuvântarea lui Avraam să ajungă la neamuri într-un Hristos Iisus, așa cât noi prin credință să primim făgăduința Duhului. Fraților, ca un om grăiesc, chiar testamentul întărit al unui om, nimeni nu-l strică sau îi mai adaugă ceva. Or, făgăduințele au fost rostite lui Avraam și seminției sale. Nu se zice și semințiilor ca de mai multe, ci ca de una singură și seminției tale, ceea ce înseamnă Hristos. Ori eu spun aceasta, un testament mai dinainte întărit de Dumnezeu în Hristos nu-l desfințează legea care a venit după 430 de ani, așa încât ea să desfințeze făgăduința. Foarte important, și mă opresc aici pentru că Sfântul Apostol Pavel face o referire la Vechiul Testament, care merită să fie clarificată. La ce se referă aici? Se referă la faptul că Mântuitorul Iisus Hristos, prin faptul că s-a întrupat, s-a răstignit și a murit pe cruce, El s-a făcut pentru noi blestem. El a luat asupra sa toate păcatele noastre, a fost iudeul desăvârșit, a fost singurul om de pe pământ, om și Dumnezeu, care a întruchipat în sine legea veche și s-a adus pe sine răscumpărare. Deci, cu alte cuvinte, în Hristos se împlinește legea Vechiului Testament. Și Sfântul Apostol Pavel face referire la Avraam. Lui Avraam i s-a promis că va veni un urmaș. Iar legea lui Moise s-a dat la 430 de ani după aceasta. Trebuie să știți că cronologic mai întâi a fost Avraam, a trăit Avraam. După ce a trăit Avraam, l-a avut pe fiul său Isaac. Isaac l-a avut pe Esau și Iacov. Iacov și-a avut cei 12 băieți, cele 12 seminții ale lui Israel, că Iacov a primit un nume nou, Israel, și am discutat despre subiectul acesta într-una din seriile noastre duhovnicești, de ce i s-a schimbat numele. Israel înseamnă cel care s-a luptat cu Dumnezeu. Din Israel s-au născut 12 copii, iar din cei 12 copii, Iosif s-a dus în Egipt. În cele din urmă și-a adus tatăl și frații în Egipt, pentru că în Canaan, în Țara Sfântă, era foamete. Și abia mai târziu s-a născut Moise. Deci mai întâi a fost Avraam și la 430 de ani după Avraam s-a născut Moise. Deci ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel aici este faptul că lui Avraam i s-a dat făgăduința prin credință. Și abia mai târziu, după 430 de ani, s-a dat lui Moise legea în muntele Sinai, toată Tora. Și Sfântul Apostol Pavel spune că baza este credința lui Avraam, iar legea s-a dat mai târziu doar pentru a îngrădi păcatul, doar pentru a le arăta oamenilor ce este bine și ce este rău și care este legea lui Dumnezeu, dar de fapt niciun om n-a putut să împlinească legea. Și Pavel știa lucrul acesta, că el însuși a fost evreu și a mărturisit că nimeni,
fiind viu, nu poate să împlinească legea. Deci, ca atare, unui creștin nou nu îi se cere să păstreze toată legea, ci îi se cere să aibă credință în Hristos și apoi să pășească pe urmele lui Hristos. Acesta este argumentul pe care îl aduce Sfântul Apostol Pavel în acest capitol. Pentru credință și nu pentru faptele legii. Ne întoarcem la Sfânta Scriptură. Versetul 19. Atunci ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcătorilor de lege, până când avea să vină urmașul căruia i s-a dat făgăduința și a fost rânduită prin înger în mâna unui mijlocitor. Mijlocitorul însă nu este al unuia singur, dar Dumnezeu este unul. Atunci este legea împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Doamne ferește! Că dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viață, dreptatea ar veni, într-adevăr, prin lege. Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca prin credința în Iisus Hristos făgăduința să fie dată celor ce cred. Înainte însă de venirea credinței, noi eram păziți sub lege, închiși fiind în vederea credinței care avea să se descopere. Așa că legea ne-a fost călăuză spre Hristos pentru ca noi să ne îndreptăm prin credință. Iar dacă a venit credința, nu mai suntem sub călăuză. Mă opresc din nou. Sfântul Apostol Pavel, lucrul acesta îl scoate în evidență. Faptul că legea Vechiului Testament, toată Tora, toate prescripțiile Vechiului Testament care le găsim în primele 5 cărți ale Sfintei Scripturi, s-au dat ca să îi îngrădească pe oameni, ca să-i țină pe calea cea bună. Această Tora le arăta oamenilor ce era bine și ce era rău. I-a păzit pe oameni să se amestece cu neamurile din jur și i-a condus către Hristos. De aceea legea Vechiului Testament a fost foarte importantă, pentru că l-a călăuzit pe om spre credință. Lucru foarte important. Iar în Noul Testament se află credința în sine. Credința în Iisus Hristos. La asta face referire Sfântul Apostol Pavel. Mergem mai departe. Versetul 24. Așa că legea ne-a fost dată călăuză spre Hristos pentru ca noi să ne îndreptăm prin credință. Iar dacă a venit credința, nu mai suntem sub călăuză, fiindcă toți suntem fii al lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Căci câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Nu mai este iudeu, nici elin, nu mai este rob, nici liber, nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că voi toți una sunteți în Hristos Iisus. Iar dacă sunteți ai lui Hristos, atunci sunteți odraslă lui Avraam, moștenitori după făgăduință. Și aici se încheie capitolul 3 din Epistola către Galateni.